Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Craiova a fost menționată pentru prima dată într-un document de danie emis de domnitorul Matei Basarab în anul 1635. Este refăcută din temelie în anul 1781 de ctitorii Matei Brânzan și Popa Hristea. Biserica este închinată Episcopiei Râmnicului în 1784, iar preotul Hristea se călugărește luând numele de Hariton și lăsând toată averea lui Sfântului Lăcaș. Trebuie să dăm inima și sufletul nostru lui Dumnezeu. Dacă întâi de toate dăm sufletul și inima noastră bogăției pământești, ajungem ca să avem sufletul acolo unde ne este comoara noastră. Sau mai bine zis, acolo unde este sufletul tău, acolo este și comoara ta. Dacă dăm sufletul lui Dumnezeu, bineînțeles că viața noastră este binecuvântată și răsplătită în ceruri. Finalul Evangheliei de astăzi este următorul. Căutați împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă. În scrisurile care indică 1784 drept an de fundație, dar textul respectiv este scris peste un altul cu alfabet mixt chirilic latin, ceea ce dovedește o vechime mai mare a bisericii. Așezământul a mai suferit reparații în anii 1853-1855, 1883 și 1904, iar restaurarea din 1956-1960 i-a redat forma inițială cu decorații de cărămidă aparentă, făcând din acest așezământ unul din locurile de pioasă amintire ale Craiovei. Ultima restaurare a Sfântului Lăcaș a vizat refacerea picturii și a fost realizată în anul 1994, în timpul păstoririi vretnicului de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu al Olteniei.